Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura pentru Toți. Alături de criticul literar Daniel Cristea Enache, astăzi vom vorbi despre Nora Iuga, timp de 10 minute, dar înainte de asta dați-mi voie să-i transmit lui Daniel la mulți ani tot binele din lume, cum se spune și în Ardeal, și multe, multe proiecte cu reușite alături de frumoasa sa familie. Daniel, bine ne reîntâlnim. Când o să-mi dai undă verde, întorc clepsidra. Mulțumesc mult, Flaviu, pentru urări. Bine, îi regăsim pe cei care ne privesc și adresez la rândul meu mulțumiri trustului DC News, care este alături nu numai la figurat, ci și la propriu de cultura română, de cultura națională și de cultura europeană. Pot întoarce clepsidra, Daniel? Da, sigur, fiindcă este momentul cel mai bun pentru a discuta despre una dintre premierele culturale ale sezonului, care încă nu s-a încheiat, și cred că este o premieră, chiar dacă luăm în considerare o perioadă mai întinsă, o perioadă temporală mai amplă. Nu țin minte să se fi făcut în ultimii ani un film cu și despre un scriitor român, mai exact cu și despre o scriitoare din literatura română, așa cum s-a întâmplat în acest sezon, un film despre Nora Iuga, o scriitoare cu totul originală și care a devenit personajul principal, a devenit protagonista acestui film, care se numește De ce mă cheamă Nora, așa este titlul ei, De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin, cu evident un joc de cuvinte între prenumele scriitoarei și Norii de pe cer, și un film realizat de o regizoare încă tânără, Carla Maria Teaha, și de o echipă de producție care respira la premieră tinerețe, deci oameni foarte tineri, care au făcut un film cu și despre o scriitoare nonagenară. Pentru că ai vorbit despre ziua mea, Flaviu, despre jubileul, să zic așa, despre cei 50 de ani pe care i-am împlinit, să ne gândim că Nora Iuga are peste 90 de ani și este o scriitoare de o vitalitate absolut debordantă și de o creativitate cu totul excepțională. Dacă ne gândim la alți scriitori și nu numai la cazurile tragice ale unor autori precum Labiș, care au murit foarte tineri și în circumstanțe încă neelucidate și care, prin urmare, nu au putut să-și împlinească opera, creația literară, dar chiar colegi de generație, să spun, ai Norei Iuga, puțin dintre ei au o asemenea prolificitate și o asemenea creativitate la vârste înaintate, atunci când de obicei la un artist, după atâția ani de creație literară, poetică, prozastică, chiar critică, și la critici se întâmplă acest lucru, după o anumită vârstă lucrurile cumva încep să se repete, se instalează o inerție, o rutină, la artiști se instalează chiar o formă de autopastișe, încep să se repete, să facă același lucru. Puțini autori din literatura română au reușit să depășească această condiție a propriei vârste și să fie originali, creativi, să se reinventeze, ca să zic așa, după o anumită vârstă. Și un exemplu pe care îl avem din epoca interbelică, un mare poet român care a trecut în epoca următoare și după câțiva ani de tăcere forțată a reizbucnit, să zic așa, literar, este marele Tudor Arghezi. Ei bine, revenind acum la Nora Iuga, ceea ce am putut vedea în acest film, la cărui premieră am asistat, la Muzeul Țăranului Român, într-o sală plină de public și un public preponderent tânăr și feminin, am putut vedea pe ecran, ca personaj de film, o scriitoare care pare să fie de o veșnică, de o eternă tinerețe artistică, așa ca în basme, tinerețe fără bătrânețe și viață literară, viață artistică fără de moarte. Deci vedeam pe ecran
o femeie de peste 90 de ani, o nonagenară de o vitalitate debordantă și care trecea prin întâmplările uneori complicate, dificile, agregate în film, trecea cu zâmbetul pe buze, ca o fetiță, mă gândesc la un tipul al ei, fetița cu 1000 de riduri, ca o fetiță care descoperă cu uimire, cu ochii copilăriei magice lumea, spune asta Flaviu, pentru că și voi aveți o fetiță aflată la această vârstă și să vezi o scriitoare cu o creație literară atât de întinsă, păstrându-și această prospețime a privirii, această percepție aproape magică a realității, nu numai culturale, a realității înconjurătoare, a realității exterioare. Să vezi ce discuții poartă într-un tren care pleacă din București, din Gara de Nord și după destul de multe peripeții ajunge în Austria, la Viena și apoi în Germania se încheie această călătorie epică, să zic, a scriitoarei. Deci cum trece cu zâmbetul pe buze prin toate aceste peripeții și cum în același timp angajează chiar în tren niște discuții filmate de o adâncime uimitoare cu interlocutoarea ei, care este chiar regizoarea filmului. Deci totul a fost absolut insolit în acest film și la o calitate artistică imediat detectabilă pentru orice cinefil și totodată un bine, proiecția unui bine făcut asupra întregului câmp literar, asupra întregii literaturi române. Și asta am și spus într-o cronică pe care am dedicat-o filmului pe portalul Liternet, o cronică analitică în care am spus că acest film cu o scriitoare precum Nora Iuga este un cadou nu numai pentru Nora Iuga, ci pentru întreaga literatură română, fiindcă prin acest film, categorii noi de public vin către literatura română care a generat o asemenea scriitoare și un asemenea personaj de film. Și chiar făceam în acea cronică sugestia ca de a se realiza și alte asemenea filme aflate pe cantul dintre filmul documentar și filmul artistic și cu alți scriitori care ar merita să fie asemenea personaje. Și mă gândeam, Flaviu, și am sugerat chiar numele lui Nicolae Breban, un mare romancier care a împlinit și el de curând 90 de ani. Am vorbit despre el aici la Cultura pentru Toți, la ADC News și de asemenea, cred, Breban, Nicolae Breban ar merita să fie un personaj de film. Absolut, și nu doar longevitatea trebuie să fie criteriul, dincolo de valoare mă refer, se pot face și cu cei care încă sunt în deplină maturitate, pentru că iată câtă nevoie avem. Mă gândeam în timp ce spuneai de Nora Iuga, care avea 15 ani când a murit, de exemplu, Mihail Sebastian, nu știu dacă o fi apucat să-l vadă în realitate, să-l cunoască sau așa, dar cât de important ar fi fost să avem măcar o mică înregistrare cu Mihail Sebastian, ori cu vocea, ori cu imaginea, în afara fotografiilor singurele care, din ce știu, există. Ce Da, mesaj? fiindcă un scriitor și un intelectual comunică cu publicul nu numai prin scrisul său, prin opera poetică sau prozastică, ci și prin asemenea mărturii filmate care sunt foarte prețioase și de pildă faptul că Nora Iuga povestește în film și mi-a povestit și mie într-un dialog cum mergea la cursurile lui Călinescu și cum îl asculta pe Călinescu, pe Marele Călinescu la Facultatea de Filologie și cât de importantă a fost pentru ea această întâlnire cu Călinescu la catedră, de la catedră. Ce frumos ar fi fost să avem un asemenea film făcut cu un mare critic și istoric literar precum profesorul Nore Iuga de pe când era ea studentă la litere. Trag nădejde la un film cu Daniel Cristea Enache, pentru că e vremea celor din prezent și sunt sigur că ar ieși ceva extraordinar și credem, nu trebuie să fim modesti din acest punct de vedere. O ultimă idee, Daniel, pentru că din ce trag ochiul, clepsidra își face tăcută datoria. În loc de o idee personală, aș vrea să arăt această carte, un volum din creația poetică a Nora Iuga. Era și un semn acolo, vreau să citesc un poem de Nora Iuga, dar nu mai este timp. Hai să, pe scurt, măcar o strofă.
cititorii îl pot parcurge ei înșiși. Se intitulează volumul Alături cu drumul, un titlu foarte emblematic pentru Nora Iuga, pentru originalitatea ei, care iese în afara reperelor constituite și a apărut la o editură de nișă, o editură cu difuzare mică, dar o editură foarte performantă din punctul de vedere al publicării poeziei românești contemporane. Se numește Casa de Pariuri Literare și cumva Nora Iuga este una dintre autoarele acestei edituri. Deci recomand această carte a Norei Iuga de la Casa de Pariuri Literare. Am pus clepsidra deoparte. Mulțumesc foarte mult, Daniel Cristea Enache, pentru tot ce ne-ai spus în această emisiune. Aceasta a fost emisiunea Cultura pentru toți de astăzi, dragi prieteni. Citiți Nora Iuga, descoperiți-o, bucurați-vă de poemele ei, unei mari personalități a literaturii române contemporane. Tuturor, la revedere și pe curând!